ziua, supunem la vot procesul verbal de la ședința trecută. Cine de acord? Procesul verbal, 6 octombrie, 13 octombrie și 26 septembrie. Da, dăm toată lumea de acord, nu? Potrivă. Începem cu plenul ședinței de astăzi. Ordinea de zi, dacă sunteți de acord cu ordinea de zi, spune la vot toate lumea. Încep cu punctul 1. Depunerea jurământului de către domnul Baciu Nicolae, consilier local suplean pe lista PSD, a cărui mandat a fost validat de judecătoria Bacău în data de 12.10.2022. Dosar numărul 3450/2022. Avem aici sentința de la judecătoria Bacău, în timp ce o citește domnul primar. La urmă. Da, păi stăm doar. Admite pentru aceste motive, în numele legii, dispune. Admite cererea formulată de secretarul general al OAT Hemeoș, Comuna Hemeoș, județul Bacău. Ia act că a încetat mandatul de consilier local al domnului Harabagiu Sorin, candidat pe listele PSD, pentru Consiliul Local al Comunei Hemeiuș, ca urmare a demisiei acestuia. Validează mandatul de consilier local suplean al domnului Baciu Nicolae, cu domiciliu în Comuna Hemeiuș, satul Ilieci, județul Bacău, candidat pe listele PSD, pentru Consiliul Local al OAT Comuna Hemeiuș. Prezenta se va comunica de îndată domnului Harabagiu Sorin, cu domiciliu în Comuna Hemeoș, stat Lilieci, strada Rozelor, numărul 9 din județul Bacău, prefectul județului Bacău și secretarilor generale Comunei Hemeoș, județului Bacău, acesta din urmă, având obligația să comunice potrivit articolul 114 alineatul 5 din Codul Administrativ, executorii. Cu drept de apel, în termen de 3 zile, de la comunicare pentru persoane interesate, cererea se va depune la judecătoria Bacău, dată în camera de consiliu și pronunțată prin punerea soluției la dispoziția părților de către grefia instanței astăzi, 12.10.2022. Da, putem invita pe domnul Baciu să depună jurământul. Subținatul Baciu Nicolae, consilier local la Comunei Hemeoș, județul Bacău, în conformitate cu prevederile articolului 17 din Ordonanța de Urgență a Guvernului, numărul 57/2019, privind aprobarea acordului administrativ cu modificările și completările ulterioare, depun în fața Consiliului Local următorul jurământ. Jur să respect Constituția și legile țării, să fac cu bună credință tot ceea ce stă în putere și priceperea mea pentru binele locuitorilor Comunei Hemeoș, județul Bacău, așa se numește Dumnezeu. Felicitări și bine ai venit în Consiliul Local al Comunei noastre. Și sănătate. Da. Să vină ca să nu mai. Sunteți de acord? Da. Să modificăm un pic ordinea. Răspunsuri pe care dumneavoastră le-ați dat acordul de principiu în lunii februarie-martie, dacă nu mă înșel. Între timp am mai suferit unele modificări. Am constatat că legea nu e chiar așa cum vrem noi să o facem. Bună ziua. Care sunt Domnul Patrick. Strada Enunțiu Mănești, cu stat Hemeiuș, Comuna Hemeiuș, județul Bacău, și regulamentul referent acestuia. Beneficiar Patrici Gabriel și Patrici Camelia. Proiect inițial de domnul primar Sava Constantin.
Da. Referatul de aprobare asupra proiectului de hotărâre privind avizarea documentației plan urbanistic zonal, respectiv ansamblu de locuințe împrejmuit teren și raportul utilității tehnico-editare și a regulamentului ofertant acestuia, stat de Ion Simionescu, sat Himeuș, comuna Himeuș, aflat în proprietatea domnilor Patrick Gabriel și Patrick Camelia. Domnilor consilieri, vă aduc la cunoștință următoare. Prin cererea numărul 12.906 din 24.10.2022, beneficiarii terenului în suprafață de 17.334 metri pătrați, Patrick Gabriel și Patrick Camelia, au solicitat hotărârea Consiliului Local cu privire la aprobarea documentației planului urbanistic zonal și a regulamentului local aferent în vederea realizării obiectivului ansamblu de locuințe, împrejmuire de teren și raportul utilități tehnico-edilitare, strada Ion Simionescu, satul Himeuș, comuna Himeuș, județul Bacău. Conform planului urbanistic general al comunei, aprobat cu hotărârea de Consiliul Local numărul 25 din 15.04.2021, terenul se află în intravilan în următoarele zone cu restricție. Zona 1. Zona de servitude aeronautică aferentă aeroportului internațional George Enescu Bacău, zona de protecție a radarului secundar de supraveghere MSSR, zona de protecție a radiofarului omnidirecțional de tip Doppler DVOR, nu știu ce înseamnă între ascultările astea. Terenul ce va fi reglementat este delimitat la nord-vest de Zanfir Ștefan, la nord-vest de terenurile cu numerele cadastrale 62.414, la sud-est de terenul cu numărul cadastral 60.692, la sud-vest de terenurile cu numerele cadastrale 66.028, 67.553 și un drum în cote indivize identificat cu numărul cadastral 65.919. Pentru edificarea acestei investiții s-a eliberat certificatul de urbanism numărul 206 din 5.08.2021, iar documentația depusă pentru aprobarea planului urbanistic zonal cuprinde toate avizele solicitate prin certificatul și anume. Aviz de oportunitate din numărul 7 din 16.06.2022, raportul informării și consultării publicului numărul 8.334 din 12.07.2022, hotărârea Consiliului Local de avizare pus din 35, numărul 35 din 28.04.2022, aviz consultativ, aviz Consiliului Județean Bacău, numărul 33 din 14.10.2022, Agenția pentru Protecția Mediului, decizia etapei de încadrare din 14.06.2022, aviz de Gospodăria Apelor Bacău, numărul 33 din 18.03.2022, aviz Telecom România, numărul 823 din 1.03.2022, aviz OCPI 4.033 din 2022, aviz SCD Gazprin, rețea electricitate numărul 75 din 24.02, aviz SCD Gazprin, rețea de alimentare cu gaze naturale din 22.02, aviz SCD Craft, SA, numărul 185 din 4.03.2022, aviz Direcția de Sănătate Publică a județului Bacău, numărul 6.805 din 1.03.2022, aviz de la Ministerul Apărării Naționale din 23.03.2022. Beneficiarii Patrici, Gabriel Patrici Carmelia, au realizat 57 de loturi, edifică locuințe cu următoare prevederi. Regimul maxim admis pentru locuințe parter, pe plus 1, înălțimea maximă 12 metri. Cot maxim 30% admis, cut maxim admis 0,9. Circulație și accese din drumul județean 119B prin intermediul drumului de cotă indiviză, identificat cu numărul cadastral 65.919, prelungit pe terenul studiat. Această prelungire va avea un profil de 9 metri, iar la capăt a fost asigurată o întoarcere în T, autoutilitarilor, ambulanță, pompier, mașină de gunoi. Parcarea va fi permisă doar în incinta loturilor, pe platforme betonate și în garaje individuale sau înglobate în parterul locuinților. Retragerea minimă față de alineament 0,3 metri, 4,5 față de drumul de acces în incintă. Retragerea minimă față de limitele laterale 2 metri, 4,5 între loturi. Retrageri minime față de limitele posterioare 0,60 metri, echipare tehnico-edilitară, alimentare cu apă, racordarea rețeaua existentă, zona canalizare, racordarea rețeaua existentă în zonă,
rețelei electrice de racordare la rețea existentă în zonă, încălzirii centrale murale prin gaz, prin acordul la rețeaua de gaz existentă în zonă. Spațiul verde public, parc, în suprafață de 406 metri, racordare la utilități se va face de către beneficiar pe cheltuiala proprie, conform prevederilor HG525/1996, articolul 13, alineatul 2, conform articolul 91 din legea 18/1991. Prevederile planului urbanistic zonal și regulamentul local urbanist aferent devin aplicabile și operaționale numai după aprobarea definitivă de către Consiliul Local Emeuș. Valabilitatea planului urbanistic zonal va fi de 5 ani de la data aprobării acestuia, timp în care indicatorii, inițiatorii Patrici Gabriel, Patrici Camelia vor implementa acest plus. În temeiul prevederilor articolul 136 alineatul 1 din ordonanța 57/2019 privind codul administrativ, îmi exprim inițiativa de aprobare a documentației plan urbanistic zonal pentru obiectivul ansamblu de locuințe în preșmuire teren și raport utilități tehnico-edilitare și a regulamentului aferent acestuia pe strada Ion Simionescu, sat Hemeuș, comuna Hemeuș, aflat în proprietatea domnului Patrici Gabriel și Patrici Camel. Discuții pe această temă. Este bine și proprietarul? Dar s-au rezolvat obiecțiunile de la ședința trecută, pe care am avut la ceva acolo cu dintoarce și cu spațiu verde, s-au rezolvat. Nu văd ce mă atunci. Ținând cont de faptul că prețurile au cam luat o razna, face locuințe pentru tineri, e un preț mai accesibil, nu știu de ce... Nu, apoi la putere, la așa cu dintoarce. Pentru că la început de drum, puțin cei care au bani să-și iau o casă mare. Așa este, dar trebuie să ținem cont și de următorul aspect. 57 de familii vor împrumuta pe 30 de ani la bănci. Și acele familii ar trebui informate. Nu există o bază legală ca primăria să asfalteze românii private. Și timp de 30 de ani, acele străzi vor fi neasfaltate. Nu după un an să spună și noi plătim taxe să vrem asfalt. În momentul când încheie contractul de vânzare-cumpărare, el își asumă toate riscurile. Teoretic. Că practic avem experiența altă. Dar practic oricum nu putem interveni. Nu avem ce. Pentru că el, dacă împrumută la bancă, ia băci. Da, dar omul nu înțelege asta. Nu știu. Care fiu, fost, dar sunt maturi cei care fac chestia asta. Dar nu da, se, se transformă. Păi ce mai? Sunt maturi. E prevăzut locul. Dar nu fac. Dar nu fac. Nu era colegi care fac de multe ori locul de joacă și totul clasic. Nu, nu. Dar înseamnă că nu respectă scursul. Înseamnă că nu respectă scursul. Da. Da. S-a cerut să fie locul de spate lăsat și o ieșire pentru o viitoare, știi, pe partea din spate, să nu intri doar pe partea să iasă, ne legăm de altul din spate. Deci este, am lăsat și acolo, am anulat locul. Da, de ce s-a lăsat? Să duc în vecinii ceilalți, unde s-a lăsat și acolo un loc. Problema parcărilor ea e rezolvată, că era acolo problema. Da, poți să... Este să țină proprietate din urmă. Dar cumva toate mențiunile făcute la cealaltă ședință au fost respectate. Se pune la vot. Cine-i pentru? Obținem împotrivă nimic, toată lumea e. Doamna Petrescu, cum votați? Deja știu despre lucrurile este vorba și dacă s-au remediat obiectivii care le-am avut noi în Răzieți, care le-am avut în ședința anterioară, eu fi chiedei din... Suspem. Predicați mâna, doamna Petrescu. Da. La celălalt spus, la celălalt spus au, o să am o întrebare, cum se raportează? Când ajungem aici. Da. Deci pentru primul. Ok, da. Da, ok.
Trecem la punctul numărul 8. Da, da. E tot plus. Și tot doamna... Da. Dumneavoastră, dacă aveți să ne aduceți ceva completă la... Ce pot să spun? S-au obținut toate avizele, avem avizul tehnic al Consiliului Județean, unde sunt întâlnit toți specialiștii de... inginerii de specialitate și avizatorii. Este un teren cu extravagant, dar la limita ecologamului, e vorba de bucă, nu? Adică nu vorba de bucă. La punctul 8, de punctul 8, căpița. Da, 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 la punctul 8, la următorul proiect, care e tot următorul. Următorul proiect, e doamna... Bă, cât Sorin, da, și Munteanu. Da. Deci vorbim despre bucă. Sunt două terenuri ale acestor doi investitori, la limita intravilanului, au toate avizele, sunt în apropierea intravilanului, deci o să speri că în curând sau mai târziu, mai devreme, se vor putea acorda la apă. Deocamdată ei au un acord de, au un acord de apă. Chiar există acordul ăsta cu acordul sau neacordul crabului, nu știu. Crabul are în zona aceea. Avem un aviz de la crab. Deocamdată rezolvarea apelor menajere este cu bazin vidanjabil, betonat, cum se cere, cum cer cei de la mediu. Eu cred că se poate dezvolta ca o zonă de locuit, da, chiar și eu, în prezent, cu puț forat, cu bazin vidanjabil. Căi de acces până acolo? Există două căi de acces. Ei sunt, aceste două terenuri sunt între două zone de căi de comunicații. Da. Sunt niște drumuri care deja sunt întabulate, au un număr... Strada Nisipării, în dreapta... Da. Strada Nisipării, sunt în dreapta... Sunt primării, să înțeleg, de vreme ce există un număr cadastral pe da, acel... Și da. S-a prevăzut că ar trebui să se lărgească aceste străzi. Dar de prevăzut aceste străzi să le lărgim nu prea avem cum, pentru că dacă sunt terenuri întabulate... Studiul de urbanism trebuie să prevadă aceste lucruri, chiar dacă nu sunt într-o etapă, într-o primă etapă, a doua etapă, chiar și în etapa de perspectivă trebuie notat acolo. În viitor, peste 10, peste 20, de acolo primăria va primi... Vă dau un exemplu. Avem străzi care pentru inventarul în domeniul public o trebuie să le intabulăm. Și nu găsim proprietari sau moștenitorii sunt da, și sunt plecați. Da, da, da. Spuneți-mi cum fac eu... Da, nu știu, că și eu am zis. Suprapunerea. Cum rezolv suprapunerea? Așa e și aici. Da. În balcon cu strada Folzii, îi pun cu toți care voiau autorizații de construire să cedeze câte un metru ca să urgească strada. Să... Da. În situația asta, dar acum trebuie să-i șai, când Bacău pe strada Frunzii sunt unul în gaură, stau acolo. Și toți care voiam din asta, din 2005, OCPI-ul cere acel proces verbal semnat de către vecinătăți. Până atunci se mai făcea așa. Și mai e o problemă la OCPI, când intabulează cetățeanul o suprafață de teren, nu cere acordul primăriei a proprietarului de drum, că a intrat 30 cm pe drumul public al comunei. În schimb, invers, trebuie să caut proprietarul. Și ca să caut proprietarul, e cam greu. Unul are domiciliu în Mărgineri, altul vândut și plecat proprietarul la muncă în America, altul nu știu unde. Da. Și rezolvi, că cum mă rezolvi? Da, iar cetățeanul vecinul spune, dar mie când nu mi-asfaltați? Când îmi puneți la dispoziție amplasamentul corect, cum am eu, în intabulat. Populația trebuie mereu informată ca să fie la curent cu informațiile astea. Ei nu știu de ce, domn primar, dați-ne, domne consilier, dați-ne. Doar avem gazurile alea, construim un drum în Fântânele și unul avea un gard de țăruși și țărușii erau deja pe domeniul public la noi și a trebuit să-i strâng țărușii să-i mut ca să pot fi firma de construcție acolo. Nu vă spun ce scandal a făcut că dăm judecată primăria că a stricat gard. Care gard? Noroc nu a fost hotărâre judecătorească. Da. Deci noi, adică, dacă noi ca cetățeni nu ne implicăm și nu ne dorim și nu ajutăm și nu sprijinim și noi Consiliul Local, Primăria, în desfășurarea acestor proiecte, este foarte greu numai de numai noi să implementăm. Pentru că noi aprobăm cuzul la aceste două familii, se vor face două căsuțe.
o să vină prieteni în vizită, o să vadă, o să-și mai facă patru căsuțe. După aceea o să vină, spune, domnule, dar suntem în epoca de piatră, la doi pași lângă Bacău, nu avem apă, nu avem canalizare, nu avem drumuri, nu avem nimic. Păi cum să avem și pe unde să intrăm, oameni buni? Am drumuri care le-au intabulat și au rămas cu prin suprapuneri de 1,5 metri. Cum să torn asfalt? Ce proiectant îmi face mie? Proiect pe un drum de 1,5 metri. Unde să mă duc eu cu suprafața de drum? Că trebuie să mă duc chiar la domnul proprietar să mă rog, domnul, dar vă rog frumos, detrageți-vă gardul un metru. Trebuie să fim și noi conștienți și să înțelegem și noi lucrurile astea. Cetățeni, mă refer la cetățeni, nu? Da. Da. Spune, doamna Petrescu, întrebarea. Păi, întrebarea era cum asigur utilitățile acolo. Suntem în Crav, în Poim, acolo, în zona respectivă, când am văzut strada. În momentul de față, acolo au alimentare cu apă de la fântâneli. Deci au apă. Apă? Da. La canalizarea? Canalizare nu, că noi drum de exploatare agricolă, care e de acces. Poate. Domn primar, dar poate intra acolo mașina să le tangeze? Asta nu-i treaba. Sunt drone. Nu, că-i treaba studiului urbanistic. Există posibilitatea, pentru că vă uitați în planșe și sunt prevăzute... Deci drumul e balastat. Lățim de... unul este balastat. Da, drumul este balastat. Ideal. Este balastat, da. E, drumul este balastat până în fața proprietăților și un pic mai... Deci zona e acolo sus, lângă Hergelie? Deasupra dumneavoastră, doamnă. Cam unde e locuit dumneavoastră, sus, pe deasupra. Platformă. Pe platou sus. Pe platou sus. A sus de la biserică? Nu, doamnă. Pe strada plopilor, undeva în stânga, spre disipării, unde se unesc. Străzi intrate mai nou în planul urbanistic general. Am înțeles, da. În urma Pugurului. Cuzul. N-are niciun fel acolo. Cum? N-are nume strada, văd în... Număr cadastral, pentru că în 2014, în 2021 nu aveau numele străzile alea. Nici nu... Da. N-au fost intabulate. Acum le facem intabularea și le trecem în domeniul public. Era un extravilan. Să punem la vot, da? Da. Da. Și câte loturi sunt acolo? Cu Două. Da. Să punem la vot, da? Cine e pentru? Să vă pun și eu. Ok, mulțumim. Revenim la punctul 2? Da. Mulțumim. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al Comunei de Miliu, județul Bacău. Un proiect inițiat de domnul primar Sava Constantin. Deci la data de 14 ianuarie 2021 a fost emis ordinul numărul 25 al Ministerului Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației pentru aprobarea modelului orientativ al statutului unității administrativ-teritoriale, precum și modelul orientativ al regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local. Prin ordonanța de urgență a Guvernului 57 din 2019 a intrat în vigoare la data de 5 iulie codul administrativ, fapt care a condus la aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local prin hotărârea Consiliului numărul 18 din 26.02.2021. Prezentul regulament de organizare și funcționare are ca obiect stabilirea condițiilor de exercitare a mandatului de către consilierii locali aleși, a drepturilor și obligațiilor ce le revin în baza mandatului încredințat. Potrivit modelului orientativ al regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local, acesta vine cu o serie de noutăți privind procedurile de lucru, privind adoptarea actelor administrative,
o corelare între executiv și deliberativ, evidența tuturor documentelor în format electronic. Totodată, prin ordinul 25 din 2021, se impune comisiilor de specialitate un volum de lucru mult mai consistent, o evidență a tuturor procedurilor de avizare a proiectelor de hotărâre inițiate atât în scris cât și în sistem electronic. Față de motivele invocate, apreciez că proiectul de hotărâre a fost întocmit cu respectarea condițiilor legale de fond și de formă, drept pentru care propun aprobarea lui în forma prezentată. Dacă aveți întrebări referitoare la regulament, deci avizele, așa cum spuneam și în referat, ar trebui ținute de către secretarul comisiilor în format electronic. Deci nu mai intră în discuție întârzierea lor către mine, în primul rând. Iar în al doilea rând, odată cu proiectul de hotărâre, atât comisia trebuie să, trei comisii, trebuie să întocmească un proces verbal al ședinței respective. Dăm tablete la... Nu, deci în format electronic mi l aduceți mie pentru a-l introduce în registru. Sau se poate și pe mail? Nu. Sau se poate și pe mail. Da. Bine. Intră și pe mail. Da, păi asta spunea că și pe mail. Și aveți un alt formular față de cele care existau până acum, care le-am introdus? Sunt anexate la regulament toate formularele care au fost introduse, dar nu sunt modificări. Am înțeles, da. Dar sunt în mod civil transmiseți. Da. Și dacă le aveți în formă digitală, da? Da, sunt în mod. Mulțumesc. Și dacă o funcționa până acum, funcționa și în continuare. Da. Se pune la vot, da? Felul local. Trecem la punctul 3. Da. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023, proiect inițiat de domnul primar Saba Constantin. Da, cu privire la propunerile de modificare a indicatorilor bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2022, subționatul rău media la Consiliul Superior de Atribuții de Contabil în cadrul compartimentului buget finanțe, al aparatului de specialitate al primarului Comunei Mioș, Bacău, având în vedere prevederile legii 273/2006 privind finanțele publice locale, articolul 49, alineatul 567, legea 317/2011 privind bugetul local de stat pe anul 2022, hotărârea de Consiliu din numărul 6 din 8 februarie 2022 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli, propunem la partea de venituri 100.000 de lei, la partea de cheltuieli 100.000 de lei. Banii vin din cote defalcate, din venitul din salarii, din capitolul 040201 și merg la partea de cheltuieli, la drumuri, respectiv la intabulare drumuri comunale. Întrucât noi suntem în procedura de pot să spun așa, pe finalizarea lucrărilor pentru a duce la îndeplinire inventarul domeniului public, au trebuit toate drumurile din comune intabulate, calculate în așa fel încât una din condiții, din cerință, suprafață de drum construită cu asfalt sau balastată, făcute toate calculele astea ca să dea, din care să rezulte valoarea, valoare care va trebui înregistrată și transmisă la Agenția Națională a Domeniului Public și luată în evidență cu valoarea respectivă. Care este făcută de câte documentiști și niște specialiști în evaluare. Și sperăm că luna, la sfârșitul lunii, lunii noiembrie, să avem
și acest lucru rezolvat pentru comuna noastră, lucru care ne chinuim în 6 ani. Și nu știu câți ani înainte. Da. Da. Banii sunt necesari numai pentru impagulare. Atât da. E suma asta la rectificare acum. Da, 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 da. Completare, probabil, la ce s-a mai achitat anterior, nu? Da, 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 da. Și punem la vot, da? Da, e bun. Este pentru, abține, tot. Pentru. Punctul 4. Proiect de hotărâre privind însușirea modificărilor intervenite în inventarul domeniului public al Comunei Hemeiu, județul Bacău. Proiect inițiat de domnul primar Sava Constantin. Da, cred că asta e, nu? Da. Aveți aici și două hotărâri care se modifică. Aceste două hotărâri care se modifică. Păi nu știu, bănuiesc că le-au citit că în materiale de comunitate. Îți trecute toate. Toate drumurile sunt aici, trecute în spate. La data întocmirii inventarului bunurilor aparținând domeniului public al Comunei Hemeiu, județul Bacău, aprobat în hotărârea Consiliului Local numărul 19 din 2000, suprafețele drumurilor au fost determinate empiric, prin înmulțirea lungimii cu lățimea drumului, omitându-se faptul că drumurile nu au o lungime constantă, ținând cont, cred că lățimii constantă, lățimii constantă, deșteaptă. Ținând cont lungimii cu lățimea drumului, omisându-se de fapt că drumurile nu au lățimi constante, lățimi, nu lungimi, dar am greșit eu. Ținând cont de prevederile aliniatului 41, articolul 41 aliniatul 5, în legea numărul 7, din 1996 a cadastrului și publicității imobiliare, cu modificările și completările ulterioare, în vedere respectării articolului 8, litera C, din ordonanța Guvernului numărul 43, din 28 august 1997, privind regimul drumurilor, văzând prevederile articolului 286, aliniatul 4, articolul 287, articolul 288 din ordonanța de urgență 577 din 2019 privind codul administrativ, ordonanța 57. Din codul administrativ cu completările și modificările ulterioare, terenurile care fac obiectul modificării inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Comunei Hemeiu sunt însușit prin hotărârea Consiliului Local 19/2000, nu fac obiectul unor litigii la data întocmirii referatului de aprobare și a raportului de specialitate privind conformitatea cu realitatea a completărilor inventarului bunurilor aparținând domeniului public al Comunei Hemeiuș, județul Bacău, nu fac obiectul unor cereri de reconstituire a drepturilor de proprietate privată sau de restituire depuse în temeiul actelor normative care reglementează regimul juridic al imobililor preluate în mod abuziv de statul român în perioada 6 martie 1945, 22 decembrie 1989. Având în vedere îndeplinirea condițiilor legale menționate, propun inițierea unui proiect de hotărâre, privind aprobarea unui proiect de hotărâre a Consiliului Local Hemeiu pentru completarea inventarilor bunurilor aparținând domeniului public al Comunei Hemeiu, județul Bacău, aprobat prin HCL numărul 19/2000, însușit prin hotărârea de guvern numărul 1347/2001, anexa 40, în vederea intabularii acestora pentru următoarele străzi și drumuri. Strada Avicolei, strada Florilor, strada Grădinarului, strada Hidrocentralei, Hotarului, Lacrima, Iriacului, Liniștii, Lungi, Măcerșului, Nisipării, strada Nouă, strada Pensiunii, strada Rozilor, strada Sfântul Gheorghe, strada Tăbăcaru, strada Trifoiului, Zambilei, Tese, drumurile Sătești, 1283, 676, 663, în fine, și tot la fel drumuri de exploatații care sunt trecute aici în raportul de specialitate făcut de către compartiment, de către domnul Gălean, le aveți aici trecute din poziții 4, 5, 6, 9 și toate pozițiile cu drumurile și cu suprafețele. Dacă le-ați citit în materialele pe care le-ați primit. Despre asta este vorba. Discuții ceva? Să punem la vot? Cine este pentru? Da, sunt și eu pentru. Trecem la punctul 5.
Proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii din funcțiune și demolării imobilului cu numărul cadastral 68474 C1, suprafață de 155 metri pătrați, aflat în domeniul privat al Comunei Hemeiu, județul Bacău. Proiect inițiat de domnul primar Sava Constantin. Aici am mai avut proiect complementar cu cel de luna trecută. Au fost discuții de asta, da. Demolare, nu? Trecut, s-a trecut în domeniul privat, de public, iar privat. Acum se aprobă demolarea. Supun spre dezbatere și... Da. Farmacia? Cu farmacia. Farmacia, da, dispensarul. Supun spre dezbatere și aprobare proiectul de hotărâre privind aprobarea scoaterii din funcțiune și demolarea imobilului cu numărul cadastral 68474 C1 în suprafață de 155 metri pătrați, aflat în domeniul privat al Comunei Hineuș. Dacă sunt discuții. Totul meu a fost de acord. Supun la vot, nu? Totul meu a Punctul 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea obiectivului investiție destinată producției de energie din surse regenerabile pentru consum propriu la nivelul UAT Comuna Hemeiuș. Pe următoarele amplasamente. Școala gimnazială Grigori Tăbăcaru, identificată numărul cadastral 65738, școala gimnazială Ion Simeonescu, identificată cu numărul cadastral 60.388 și Primăria Comunei Hemeiuș, identificat număr cadastral 67.974. Inițiat de domnul primar Sava Constantin. Din informațiile care le avem și din ghidul care le dispuneam, din informațiile care le dispuneam la data aceea, noi am mai dat o hotărâre de Consiliu, în schimb au venit clarificări să stabilim exact zonele. Noi crezând că la acea vreme avem un punct, un centru și ne-am gândit la terenul de la Fântânele, acolo vor fi localizate, va fi centrala, nu este așa, de acolo se va furniza curentul pentru, se va stoca și se va furniza după aia pentru iluminatul public stradal, iar pentru corpurile de clădiri va trebui să avem în spațiu lipit, în apropiere sau chiar pe clădiri, acolo unde permit. De asta am venit cu modificarea asta. Asta e diferența față de ședința trecută, că o să zic. Am mai discutat. Vorba de panouri fotovoltaice? Da, 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 da. În spațiu restrictiv. Da. Acolo unde permite să pune pe acoperiș. Dar asta o să... Specialiști o să decidă. Acolo unde avem. Să pune la vot. Da. Cine e pentru? Toată lumea. Punctul 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării unui serviciu pentru montarea și demontarea instalațiilor de iluminat stradal ornamental, festiv, ce vor fi instalate cu ocazia sărbătorilor de iarnă în Comuna Hemeiuș, județul Bacău. Proiect inițiat de domnul primar Sava Constantin. Dar ținem cont că de economiile pe care trebuie să le facem, de criza care e medializată peste tot, am zis că totuși sărbătorii rămân toți sărbători, indiferent de anii triști au fost și n-ar mai vrea să ne întoarcem și să vorbim de anii triști. Eu zic măcar 20 de instalații, nu mai mult, montat și demontat. Nu facem achiziții, nu mai cumpărăm nimic nou. Avem din anii trecuți, avem mai multe. Să vedem cât costă montatul și demontatul, să luăm oferte și am vrea să ne mobilizăm pentru montarea acestor instalații, eu știu, undeva la 6 decembrie, să ne putem bucura de ele. Ați răspuns la întrebarea mea, voiam să vă adresez cu lucrurile noastre sau fără loc, dar ați spus, ce avem, cu aia face. Păi noi tot am cumpărat. De 6 ani tot cumpărăm. Tot cumpărăm, da. Avem. Dar să aibă grijă cei care vin și nu le strici. Păi, nu mai putem folosi. No, nu, mai sunt. Mai repară. Ce? Mai sunt care le-am avut și de 4 ani și de 3 ani. Da, de da. Avem domnul Iulian care e priceput la... Da. Mai sunt și alții. Da, mai, da, mai fost și din cauza politică. Să-l ajungi domnul Iulian atunci, dacă putem. Dar trebuie să ia... Dacă sunteți de acord. Până la vot. Sunt de acord, da. 10. Proiect de hotărâre privind participarea UAT Comuna Hemeiuș la elaborarea studiului de oportunitate și
pentru gestionarea câinilor fără stăpân, a regulamentului serviciului și a documentației de atribuire în vederea delegării serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân. Proiect inițiat de domnul primar Sava Constantin. Este o problemă acută. Ca și mine, fiecare dumneavoastră cunoașteți această problemă în toată comuna și nu numai, pardon, în comuna noastră, în toate comunele limitrofe orașului Bacău. Sunt foarte mulți câini. De altfel, cum sunt foarte mulți iubitori de animale, este un hobby și este o mare... Adică au toată admirația și tot respectul meu, cei care iubesc animalele și au grijă de ei. Nu pot să spun același lucru de cei care îi abandonează și ne aduce nouă în comună. Pentru că acești câini nu vin singuri, nu cad din cer. Dar asta e. Noi, ca și primărie, am încercat să facem toate eforturile. De fiecare dată sunt mulțumiți și nemulțumiți. Sigur că deranjează pe cei care iubesc animalele, dar poate nu le iubesc atât de mult încât să aibă grijă și de cei care vin și să hoinar pe aici, prin comună. Avem și partea cealaltă, de cetățeni și de copii mușcați și agresați de aceste animăluțe, care n-au nicio vină până la urmă. Speța la mine o am, domnul primar, fata mea aia mai mare a fost mușcată pe uliță, pe strada Cireșar, domnul viceprimar știe despre ce este vorba. Au venit, au ridicat, văd că acum este din nou un alt câine care mi-i ține și îl ține, deci m-am certat cu vecinii. I-am zis să le am în curte și să-l crească în curte, să-l țină în curte. Dar trebuie să luăm atitudine, dau vina pentru că mai este poliția animale. Vecinul că îi dă de mâncare, avem poliția animale, eu, dar de fapt stă la poartă la ea. Vă rog să sunați și la poliția animalelor, pentru că și chiar vreau să vin cu rugămintea la domnul vice să vină să mi-l ridice, că nu se poate trece pe lângă el pe acolo. Știu. Deci avem două lucruri în obiectiv. Eu am ajuns la ora 9 seara cu fata, am stat până la 12 noaptea la urgență pentru un antititanus. Știu că am fost și eu. Deci nu mai vreau să mai discutăm, dar nu este frumos, pentru că până la urmă, ne plac animalele, nu zic, și eu am câini în curtea mea, dar mi țin în curte. Da. Noi vrem două lucruri să atacăm. Pe de o parte, de fapt sunt trei, avem contractul ăsta cu firma, pentru că trebuie să facem ceva. Cu firma la Vaslui. Firma de la Vaslui, care e contestată și de toată lumea. Vrem să facem o acțiune. Aștept întâlnire cu directorul de la DSF și prefectul județului să vedem cum găsim prin cabinetul medical care îl avem aici, cabinetul de veterinar care îl avem noi aici, să reușim să-i sterilizăm. Dar și aici iar va fi o problemă, că nu vom putea prinde pe cei de pe domeniul public să-i sterilizăm, dar încercăm și varianta asta și prin... Dar unii dintre ei sunt agresivi, dintre sterile sterile. Asta e această asociație, unii toți primarii din județ sunt de acord, prin zona metropolitană, să identificăm o zonă unde, sau mai multe zone pe sectoare, să putem asigura niște adăposturi, să construim niște adăposturi de câini, în care câinii se poată duce o viață liniștită, să fie și îngrijiți. Dau citire materialul, dacă nu l-ați citit. Supunem la vot. Deci, vreau să vă mai aduc în atenție alocarea de către Consiliul Local la sume de 3.174 de lei, da? Nu spuneam. Orice asociere va trebui implică bani. Banii o să ne trebuiască și pentru cumpărarea terenului. O să trebuiască să găsim un teren la nivel de zonă metropolitană, un teren care să îndeplinească condițiile impuse de, în urma studiului de fezabilitate, de construire de adăposturi de câini și atunci am discutat și s-a convenit să cumpărăm acest teren, să fie al zonei metropolitane, chiar dacă găsim în mai multe localități, cu posibilitatea să-l putem extinde pe viitor, pentru că alte nu se poate, nici la Bacău. La Bacău există. Cât ați spus că este? 3.144? Da. 174. Da, e vorba de 50 bani de număr de locuitor. Pe locuitor, vreau. Chiar 6.200 și împărțit, cam așa, o medie. Și va trebui să facem lucrul ăsta pentru că în viitor câinii văd că cei care se mai mulțesc. Da, dar aș vrea să vin cu rugămintea în care să fie. Dacă avem contract, degeaba sunt la poliția, la miliția asta de animale,
Poliția de animale, dar m-a trimis către contractul pe care îl avem ca primărie. Avem contractul avem. Avea... Haideți să vă spun partea practică. Vă spun cum pune problema. Da. E așa cum problema. Primăria ar trebui să aibă contract pentru strângerea câinilor. Noi nu avem obligația de a veni să producem câini. Da, ca avem instituții pentru a da amenzi tot la primărie, care... ca să vă spun ce am urmă. Da, poate veni. Mediul nu o să găsească pe ăla care dă foc și face fum și nu știu ce mai face pe acolo, că sunt afara programului. Dintre vecinii mei, nu recunoaște niciunul că le dă de mâncare, dar de fapt doarme la poarta colțului. Păi aici e problema, când îl găsesc acolo cu cușca. Noi am găsit cușca la poartă, marginea proprietății. Păi cum să ne dau amendul ăla care... Acolo, da, din la mine da. Nu există speța cuștei care nu au pus. Dacă domeniul public cușcă, de ce să... Nu pus cușcă, dar îi dă de mâncare și stă acolo, doarme acolo. Nu se poate trece pe stradă. Eu zic că ar fi bine să-i dea și dumneavoastră. Asta e piață. Trebuie ridicat. Iar în momentul cum mi-a recomandat domnul primar să-i spun, da? Da. Subțin pe rezolvă. Sunt de acord și eu. Avem copiii care... Ce trimite spre funcționier. Să-i la mai trebuie de la voi. Păi este variantă că ăștia sunt o reală problemă. Degeaba facem trotuarul, nu primar, și ca să circulăm pe el, dacă ne mănâncă câinii, mai ales în zonele cele de... Noi să facem rețetă la trotuar, după aceea o să luăm măsuri și cu câinii, ce să facem? Ușurier, nu le putem face toate dată. Cu mașinile pe trotuar. Punctul 11. Proiect de hotărâre privind acordarea cu titlul gratuit și construirea unui drept de uz servitudine către delegația sa asupra terenului în suprafață de 1 metru pătrat din domeniul public al Comunei Himeiu, județul Bacău, în vederea realizării obiectivului de investiții, extindere rețea, scrie, branșament, gaze naturale, presiune redusă, strada Izvorul Alb 6C și numărul 6D, sat Himeiu, Comuna Himeiu, județul Bacău, SC Edil GAP SRL, proiect inițiat de domnul primar Sava Constantin. Aceeași problemă pe care am avut. Nu e concernarea unei adrese, da. Supune la vot, că ai avut un termen, da? Punctul 12. Proiect de hotărâre privind trecerea... Domeniul public, cu școlile, cu școlile, cu ce doi, cu ce să ne cu sarata. Da, la fel. 13 sunt identice. Da. Sunt identice, e o problemă... Da, diferite școlile. E o problemă cunoscută. Acum a trecut de și pe suprafață, da. Și pe tot. Demolarea și trecerea în domeniul privat. Spune la vot? Da. Din 2018, cred că nu a fost. La 2 luni, la 3 luni, începând din 2020, să nu discutăm lună de lună din proiectele astea. Și în care proiect de hotărâre prin aprobarea indicilor tehnico-economici la obiectivul înlocuire, cazan și refacere, instalații sanitare, reparații, zugrăvit, vopsit, la clădirea bazei sportive multifuncționale Himeiuș, Comuna Himeiuș, județul Bacău. Proiect inițiat de domnul primar Sava Constantin. Am mai avut o dată discuția asta, nu știu dacă a fost... La baza sportivă de aici? Da, da. Și noi erau sus de acolo de parat. Da, la cazan se referă la cenala de mică? Da, 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 așa sunt denumirea. Acolo am descoperit mai bocat de lucrărilor, dar ați înfricat de asta, poate mai fost, de ce îngheța apa și instalația. La șeru era numai doar de rigips. Eu cunosc eu două societăți serioase care sunt trecute aici, dar v-ați asumat prea mult, domn primar, împuternicirea în cartea de reprezentant legal să semnați documentația. Pentru dumneavoastră le supervizați. Fiind doar donator de credit, faci una fașa. Da, dar e părerea mea, am spus. Întrucât e părerea mea. În primărie nu ai administrator public care să-i încredințezi toate... Eu zic o persoană care să... Nu, că nu poate din prea multă siguranță și sinceritate, pentru că, da, dacă ar fi fost altceva... Dar nu... Da, cred că e o greșeală. Ați spus și
plase la parc, să mai fie discuții, domnule. Mai observ că titlul este înlocuire cazan și refacere instalației sanitare. Am văzut pe SEA prin iulie, pe firma Eurocons, 31.000 de lei fără TVA, înlocuire cazan. Da. Și acum avem cealaltă firmă, pe... Da, nu știu. Să înțeleg că societatea FIMAX acum se ocupă doar de reparații, zugrăvit da. Și vopsire. Asta este și fără ideea. Înlocuire de cazan. Asta da? Este și ideea, da. Sunt două. Deci două contracte diferite cu două firme diferite. Dacă ați revizul, este separat. Am înțeles. Toate lucrurile care se fac. Deci avem deviz de la... Am înțeles, acum am înțeles. Ați înțeles, da? Fiind de același obiectiv. Titulatura nu putea fi să respecte devizul, da? Fiind același obiectiv, suma propusă de FIMAX și de Euroconstruct, trebuie să nu depășească? Trebuie să nu depășească. Dar separat, nu la separat? Mult. Așa. La un loc drept, normal că depășească. Am zis, domnule. Eu nu mă plece, nu sunt ei. Întreb. Mai la voi? Da. Se pune la voi, da? Ce este pentru? Deci intră și clasele, poate, până la mai mici. La diverse, dacă aveți ceva. Da, eu vreau să vă mulțumesc pentru cuvintele religioase adresate, cu ocazia decesului mamei mele și pot doresc multă sănătate. Da, să fiți sănătoși, să puteți depăși momentele astea grele. La diverse, domnule primar, am înțeles că au început la terenul de fotbal lucrării. De unde știi? Se sapă. De joi. Se sapă. Se sapă. Când va fi finalizat? Da, conform contract. Conform contract. Deci va fi. Dar cine s-a angajat? Secehența SRL, firma de proiectare și firma așa... E o asociere din Dumnezeu. Asociere din Italia. Ah, din Italia, am înțeles. Și o firmă de câștigat. Care au câștigat licitația. Da, au venit la treabă sau care fundația pentru tribune. Doamne, să fac. Peste iare. Eu sper că în 8 luni de zile, perioada de execuție, o să asta ar fi. Anul ăsta o să fie o lună, două, o să vină iar, eu știu undeva în luni, iulie, sperăm să... Deci până da. Începerea... Mulțumim.